Moldova ar urma să primească următoarele loturi de vaccinuri împotriva pandemiei de coronavirus până la sfârșitul lunilor martie, respectiv aprilie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului Sănătății în cadrul unei conferințe de presă privind procesul de vaccinare împotriva COVID-19 în Moldova. Aceste doze le va permite autorităților să treacă la etapa a doua de imunizare din cadrul Platformei Naționale de Vaccinare împotriva COVID-19, a declarat Ninel Revenco. Vă aducem la cunoștință că deja s-au primit documentele confirmative că până la sfârșitul lunii martie vom primi mai mult de 21 doze de AstraZeneca și la sfârșitul lunii aprilie încă 72.000 de doze AstraZeneca. Iar în luna martie, la fel, la sfârșitul lunii martie, vom primi prin intermediul UNICEF mai mult de 24.000 de doze Pfizer. Amintim că în a doua fază ar urma să fie vaccinate persoanele cu vârsta mai mare de 60 de ani, cele cu comorbidități, angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității statului, lucrătorii sistemului penitenciar și din domeniul de educație și personalul din cadrul serviciilor sociale. Și tot în cadrul aceluiași briefing, reprezentanții Ministerului Sănătății au venit și cu o reacție oficială referitoare la reacțiile adverse apărute după vaccinarea anti-COVID. Toate se includ în categoriile de reacții ușoare și medii, având sensibilitate la locul injectării, cu ceva edem, cu durere sau prurit. La fel, sunt oboseală, slăbiciune, dureri de cap, dureri musculare și sau articulare și frisoane cu febră. Alte evenimente mai grave nu au fost raportate până în prezent. Toate evenimentele post-imunizare au apărut în primele 24 de ore până la, de la administrarea vaccinului și au dispărut pe parcursul 1-2 zile. Menționăm că în perioada 20 martie pe întreg teritoriul Moldovei au fost vaccinate 7.367 de persoane, toate făcând parte din sistemul de sănătate național.